2022 este aici, regăsit în noul an. Dacă sunteți pe canalul meu pentru prima dată, eu sunt Dana, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. 2022 să fie un an conform așteptărilor voastre, un an care să se îndeplinească toate dorințele voastre și un an cu împliniri și bucurii. Ca în fiecare an, la sfârșit de an și începutul unui an, ne facem o listă cu rezoluții, cu lucruri pe care ne-am dorit să se întâmple, cu lucruri care nu s-au întâmplat în anul precedent, dar care vom face ca în anul care vine să se îndeplinească. Și de aceea vin în fața dumneavoastră cu un material care îl consider util, idei de lucruri pe care le puteți face în anul 2022. De fapt, sunt 30 de lucruri pe care vi le sugerez sau vi le propun pentru a le face în anul 2022. Inspirația acestui video vine în urma unui cadou pe care l-am primit în urmă cu 3 ani de zile și anume o cutiuță cu 30 de lucruri de făcut când ai 30 de ani. Dar consider că sunt idei pe care le putem face la orice vârstă, nu contează vârsta și de aceea vă propun să descoperim împreună aceste 30 de lucruri. Să am și poze, pentru că eu deja am făcut o parte dintre ele. Vă povestesc cum s-au întâmplat aceste lucruri, cum am făcut să fie, să devină posibil, pentru că am avut de făcut 30 de lucruri când aveam 30 de ani, practic într-un an de zile, am reușit aproape pe toate să le fac. Au mai rămas doar câteva, dar le-am recuperat în anii următori. De aceea, să începem cu începutul. Primul lucru, mergi la teatru. Mergi la o piesă de teatru. Dacă nu ești pasionat de teatru, ceea ce mi se pare un pic trist, dar măcar mergi și vizitează o clădire, un teatru. Eu am mers la o piesă de teatru, la Phantom of the Opera, la Her Majesty Theatre, în Londra. Și pentru că mi-a plăcut atât de mult și acum filmez din nou acest material, mi-am amintit de acel moment, m-am gândit să cumpăr din nou bilete la teatru și de aceea în perioada imediat următoare voi merge din nou la aceeași piesă de teatru în același loc. Eu, ultima piesă de teatru pe care am văzut-o a fost în urmă cu 2 săptămâni și am fost să-l văd pe Ralph Fiennes în piesa The Quartets de Eliot la The Harold Pinter Theatre și mi-a plăcut extrem de mult, a fost o experiență unică. Dacă mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook, ați văzut postarea mea pentru că v-am povestit despre această experiență. 2. Fă un lucru care te sperie. Eu, de exemplu, nu sunt fană a filmelor de groază și de aceea nu îmi place să le urmăresc singură decât în companie cu alte persoane, niciodată la cinema. Și mi-am ales să fac, să urmăresc un film de groază. Filmul pe care l-am urmărit a fost The Shining. A fost un film care m-a surprins în mod plăcut, este unul dintre cele mai bune filme de groază. Stai trează o noapte întreagă, o noapte albă, urmărind filme sau citind o carte. Urmărește filmul tău preferat din copilărie. Eu am ales să urmăresc Veronica pentru că era în casa noastră prezentă frecvent și îmi plăcea de acea fetiță zglobie cu codițe și m-am transpus în copilărie. Dar voi alegeți orice alt film din copilăria voastră. Găzduiește o masă festivă, invită-ți prietenii, dar de asemenea trebuie să le spui că la rândul lor trebuie să organizeze o masă festivă. Noi am ales să sărbătorim cu bucate tradiționale din toate zonele lumii, de aceea au fost bucate tradiționale din România, Moldova, Thailanda, Bulgaria. A fost o seară minunată, cu această ocazie ne-am revăzut și am stat la povești, am dansat, am făcut un schimb de experiențe. Mergi să dansezi, ia lecții de salsa, tango sau orice alt dans pe care ți-ai dorit în trecut să-l practici, dar nu ai avut ocazia sau nu ai avut timp. Eu am mers și am luat lecții de salsa, câteva lecții pentru că mi-am dat seama salsa nu era pentru mine, nu este pentru mine, dar am făcut câteva clase de salsa.
Înscrie-te la un club, devină membru a unei asociații, devină voluntar. Eu m-am înscris la un club de carte, pentru că sunt pasionată de citit și am zis că vreau să mă înscriu la un club de carte de masa în oraș. Fie că este vorba de prânz, de cină, ia răsfață-te cu o masă în oraș. Noi am mers, bineînțeles că am luat de mai multe ori masa în oraș, dar am mers într-un loc care l-am descoperit atunci pentru prima dată, Zizi Restaurant. Încearcă ceva nou, fie că este vorba de, în cazul meu a fost vorba de o nouă coafură și am mers pentru prima dată cu balonul cu aer cald în Capadocia. A fost o experiență incredibilă care mi-aș dori să o repet. Dar fiți dispuși să încercați ceva nou. Urmărește Apus. Practică-te și mergi să iei cină în oraș. Noi am mers, eram cu o prietenă și am mers și am luat cina în Sintra, ne aflam în Sintra și ne-am oprit la unul dintre restaurantele de acolo și am mâncat caracatiță. Fă o plimbare cu barca, de exemplu, în cazul nostru, ne aflam în Turcia și am luat un vapor pe Bosfor și mi s-a părut o experiență unică pentru că în acel moment am văzut și Apusul. Mergi la un casino, așa de distracție, nu recomand jocurile de noroc, dar din când în când o noapte la un casino sau la bingo. Mergi la un afternoon tea, aici în UK sunt foarte frecvente locurile în care poți să te oprești și să iei un ceai, să bei un ceai, dar verifică în orașul tău unde poți să ai această posibilitate. Mergi la bingo, organizează un picnic. Eu am organizat un picnic în stilul românesc, de aceea plăcinte și vin trebuie neapărat, dar voi puteți să organizați un picnic oriunde, în grădina voastră, într-un parc, într-un loc foarte cunoscut din orașul dumneavoastră. Dacă am privit Apusul, bineînțeles că trebuie să privim și răsăritul. Mi se par două momente ale zilei în care nu ai cum să nu te bucuri, mai ales dacă te afli într-un loc nou, dă o altă valoare locului. Mergi la un show de comedie, stand-up comedy, ceva care te va face sigur să te simți bine, să te stindă și să-ți aducă zâmbet. Întoarce-te la copilărie și fă un zmeu să zboare. Mi s-a părut foarte distractiv să fac acest lucru pentru că, din păcate, în copilărie eu nu am avut zmeu, dar făceam să zboare un balon și mi-imaginam că este un zmeu. Și de aceea această activitate mi s-a părut foarte, foarte frumoasă. Dacă este duminică, este zi de înghețată, încearcă noi gusturi de înghețată. Eu, de exemplu, am mers în Argentina și eram în Buenos Aires când am intrat într-o gelaterie și am încercat maracușa și mi s-a părut foarte, foarte, foarte bună. Fă o degustare de vin, mergi într-un loc special în care se fac degustări de vin și, bineînțeles, cere și un platou cu brânzeturi sau aperitiv pentru a face degustarea și mai plăcută. Suntem la punctul numărul 22, fă-ți un tatuaj. Fie că este un tatuaj permanent sau doar pentru câteva zile, fă-ți ceva care ți-ai dorit sau și n-ai avut curajul sau ceva nebunesc. De exemplu, eu nu mi-am făcut un tatuaj permanent, a fost un tatuaj pentru câteva zile și mi-am făcut la încheietura mâinii infinitul. Să-mi fac un tatuaj în viitor, aș vrea să-mi fac un tatuaj pe spate. Mergi cu bicicleta, fie să faci o plimbare în parc pentru a te destinde sau, de ce nu, poți să faci și o călătorie în jurul orașului sau în alte orașe. O zi la spa și la saună, cine nu se relaxează într-o zi în care nu trebuie să faci absolut nimic. Uită-te la cer și privește norii, poate dacă este dimineața luna, soarele sau pe timpul nopții stelele. Și amintește-ți cât de norocos e. Călătorește singur.
să meditez. Eu am învățat să meditez acum mulți ani și mă ajută mai ales în momentele în care sunt încărcată, care trec printr-o perioadă mai grea și așa că învață și tu. Ține un jurnal. Eu țin un jurnal de când sunt mică și mă ajută foarte mult să mă descarc emoțional. Folosește bani pentru un lucru care ți-l dorești, pentru o călătorie pe care vrei să o faci. Și am ajuns la ultima sugestie din această listă. Cumpără-ți o agendă sau înscrie-te la concursul realizat de mine pe canalul meu de YouTube pentru a primi agenda Andreea Raicu 2022, Minte și Corp în Armonie. Tot ce trebuie să faci este să te abonezi canalul meu de YouTube și să răspunzi la întrebarea care dintre aceste 30 de sugestii propuse de mine îți fac cu ochiul. Concursul se desfășoară în perioada 1-12 ianuarie, iar extragerea voi face într-o zi norocoasă de 13 ianuarie. Voi lăsa în descriere regulamentul concursului. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă urez un 2022 reușit, cu multe împliniri și vă aștept să vă înscrieți la giveaway.